Dragi oameni ai lui Dumnezeu, în situații de genul acesta avem nevoie de speranță. Însă, în ce anume să sperăm? Credem că se mai întoarce cineva de dincolo la noi? Sau credem că noi, la vremea noastră, vom merge dincolo? Cum gestionăm suferința aceasta? Aici este o mamă, o soție, o bunică care pleacă și pe bancă este un soț, sunt copii, nepoți, rudenii. Cum gestionează ei suferința aceasta și alții ieri și alții mâine? Cartea aceasta n-a supraviețuit de-a lungul mileniilor pentru că este doar așa o carte religioasă. Simplu fapt că a supraviețuit vorbește despre calitatea ei, despre adevărul pe care îl conține. Aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură ca și frații mai dinainte care au vorbit și o să spun trei gânduri, socotind că vor aduce și ele mângâiere, pentru că vin de la Dumnezeu. Vă rog frumos să vă ridicați. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13. Nu voim, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă, dar unii pe alții, cu aceste cuvinte. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă așezați. Pasajul acesta vorbește despre o astfel de experiență prin care noi trecem acum. Ne întrebăm stând pe bancă, ne uităm spre sicriu, cândva în sicriul acesta probabil că a fost mama sau tata sau poate cineva din familia noastră, astăzi la rând este altcineva. Cine știe cine o fi mâine sau poi mâine? Uitați cum tratează Dumnezeu experiența asta într-un singur pasaj, alături de multe altele. Dumnezeu spune următorul adevăr: cunoștința de Dumnezeu produce credință. Credința nu înseamnă doar o acceptare universală, obișnuită, comună despre faptul că Dumnezeu există. O astfel de credință o are orice om. O are și bețivul, o are și omul care fură, o are și omul care se comportă urât. Biblia spune că și dracii cred și se și înfioară, dar ei nu-și schimbă viața. Cunoștința de Dumnezeu produce credință. Însă credința pe care o produce cunoștința de Dumnezeu este așa de puternică încât schimbă viața din temelie. Cunoștința de Dumnezeu vine prin Evanghelie. Evanghelia lui Dumnezeu, Biblia, are menirea să ne informeze
să ne conștientizeze, iar această cunoștință produce credință. Noi nu avem nicio șansă să-L cunoaștem pe Dumnezeu altfel decât prin Evanghelie. Dumnezeu nu are un corp uman pe care noi să-L vedem cum ne vedem unul pe altul. Dumnezeu este invizibil, nu L-a văzut nimeni niciodată. Cunoștința despre Dumnezeu este în Evanghelie, de aceea Evanghelia este singura sursă, este descoperirea, este revelația lui Dumnezeu pentru oameni. Apoi, Evanghelia ne învață că prin credință primim mântuirea. Pavel spunea, nu prin fapte, nu prin merite personale, nu prin onoare, cinste și demnitate. Acestea sunt importante, dar nu ca să primim mântuirea. Mântuirea nu poate primi niciun om prin ceea ce face, altfel n-ar mai fi avut nevoie lumea de mântuitor. Noi nu suntem într-o concurență cu Dumnezeu și cu standardele sale. Noi suntem niște oameni care nu ne vom califica absolut niciodată. De aceea a fost nevoie de altcineva, de Fiul lui Dumnezeu care să coboare, să moară pentru noi și în moartea sa am murit noi, adică am plătit păcatul. Încă ceva ce este interesant, Hristos a murit pentru păcatele noastre, noi trebuie să murim față de păcatele noastre. El a murit pentru, noi murim față de. Când El a murit pentru, păcatele nu mai există. Când noi murim față de păcat, nu mai avem nicio relație cu păcatul, nu mai practicăm păcatul, viața noastră se schimbă. Aceasta este credința care vine de la Dumnezeu. Credința nu are legătură doar cu ideile noastre, credința are nevoie cu stilul nostru de viață, pentru că adevărata credință produce fapte, acțiuni, produce un stil de viață. Petru spunea, uniți cu credința fapta. Cunoașterea Mântuitorului ne umple de dragostea lui Dumnezeu și Ioan vorbește în epistolă despre lucrul acesta. Necunoașterea despre cei care au adormit produce întristare. Așa am citit în Scriptură, fraților, nu vreau să nu cunoașteți, așa cum nu cunosc alții și sunt întristați. Iată dar că astăzi, dacă noi nu am ști unde merge sora Florica, am trăit în confuzie, ne-am întrebat ce e omul, unde se duce, ce s-a întâmplat cu sufletul acestei femei. Dar Evanghelia ne învață, ne spune că trupul e pus în țărână și partea spirituală, Duhul de viață, se duce la Dumnezeu și într-o zi va deveni din nou o ființă spirituală și va trăi etern cu Dumnezeu. Și a mers acolo unde au mers toți creștinii de-a lungul veacurilor, adică toți creștinii practicanți, născuți din nou. Asta este important pentru fratele Alexandru. Este important pentru că știe unde s-a dus. Când nu știi unde a plecat un copil, ești foarte agitat. Când te sună și spune, tati, sunt cu doi prieteni la McDonald's, ok, te liniștești, l-ai localizat, l-ai identificat, ok, dacă ești acolo e bine. Știi unde ești, te liniștești. Omul acesta trebuie să știe unde a plecat tovarășul de viață. După zeci de ani de făcut casă, copii și un rost. Cunoștința de Dumnezeu produce credință. Nimeni nu are credință mântuitoare fără să cunoască Evanghelia. Că în afară de Evanghelie nu mai e nicio sursă care să-L descopere pe Dumnezeu. Evanghelia are rolul să-L descopere pe Dumnezeu și descoperindu-L pe Dumnezeu, îl cunoaștem pe Dumnezeu. Iar această cunoștință ne marchează valorile, prioritățile și produce credință. Dacă cunoștința de Dumnezeu produce credință, credința în Dumnezeu produce speranță. Nu există speranță fără credință. Eu cred că Dumnezeu există și am speranță că El mă ajută. Eu cred că Iisus se va întoarce, pentru că așa spune Revelația, Evanghelia, și atunci știu că se va întoarce și pentru mine. Eu cred că există o
viață veșnică pentru cei care cred și practică credința și în consecință am speranță că acolo voi fi și eu. Iată dar cum credința produce speranță. Credința e produsă de revelația pe care ți-o însușești, dar în același timp ea produce speranță. Noi credem că sora Florica este la Domnul. De ce avem speranța aceasta? Fiindcă cunoaștem Evanghelia care spune că cine crede și se pocăiește, este mântuit. Dacă n-am cunoaște asta, n-am avea nici speranță. Speranța întotdeauna vine în urma credinței. Speranța produce siguranță, liniște, timp în care absența credinței produce nesiguranță și întristare. Vreau să știți ce s-a întâmplat cu cei adormiți, ca să nu vă întristați ca ceilalți. Asta nu înseamnă că fratele Alexandru nu este foarte îndurerat. Ba da, este foarte îndurerat și dânsul și copiii și familia extinsă, că pleacă cineva drag, dar nu este disperat. Este o durere a despărțirii, dar dânsul este conștient că sora Florica a mers la Dumnezeu. A merge la Dumnezeu este mai bine decât să trăiești în trupul acesta și de 8 ani să fii într-o suferință fără sfârșit. Trupul acesta ne creează atâtea probleme: frig, foame, dureri, insomnii, depresie, suferință, singurătate. Nu vreau să devin un fatalist prezentând viața ca pe ceva urât. Nu, vreau să spun doar că în viața aceasta frumoasă există și provocări. Însă la Domnul ne dezbrăcăm de corpul acesta și nu mai avem nevoie de aer, nu mai avem nevoie de relații, de mâncare, de somn, de apă, nu mai experimentăm durerea. Pavel spunea, este mai bine să mă duc acolo. Asta nu înseamnă că ne propunem să murim, nu, ne bucurăm de fiecare clipă de viață, dar când se termină nu suntem întristați. Suntem doar îndurerați, pentru că se rupe, e smuls de lângă mine sau e smulsă de lângă mine. Speranța în Hristos oferă viață veșnică, asta spune Pavel în Corinteni. Cunoștința de Dumnezeu produce credință. Credința în Dumnezeu produce speranță. Speranța în înviere produce mângâiere. Observați cum se încheie versetul 18. Mângâiați-vă dar cu aceste cuvinte. Cu care cuvinte? Cu cuvântul speranței. De unde speranță? Speranța vine din credință. De unde vine credința? Din revelație, din scriptură, din Evanghelie. De aceea fără această Evanghelie nu se poate. Dumnezeu ne-a trimis-o ca să declanșeze un proces. O citim și pur și simplu începem să credem. În timp ce credem, pur și simplu primim speranța că Dumnezeu deja ne-a mântuit, că Dumnezeu este cu noi, că Dumnezeu va rămâne cu noi. Și când trecem prin situații de genul acesta, speranța aceasta produce mângâiere. Frate Alexandru, într-o zi o să fim împreună cu părinții dumneavoastră, cu toată familia care acum nu mai aveți în viață, în viața biologică, cu toate rudeniile dumneavoastră, cu toate cunoștințele dumneavoastră care au fost oameni sfinți prin credința în Dumnezeu. Acolo ne vom întâlni cu cei pe care i-am plâns, cu cei pe care i-am privegheat ca în această seară, cu cei cărora le-am depus trupul neînsufletiți în țărâna pământului, sperând că într-o zi Dumnezeu se va ține de cuvânt. Ce șanse are un om fără Dumnezeu când își lasă soția în cimitir? El nu crede în Dumnezeu, el nu practică credința pe care o are, el nu are o siguranță care vine din Evanghelie. Siguranța vine din bani, vine din relații, vine din prieteni, vine din sănătate, vine din tinerețe, vine din pașaport american, dar în situația asta nimic nu mai funcționează. Însă Dumnezeu este suveran, el este în control. El poate fi experimentat, el poate fi primit în inimă, el poate fi urmat, el poate fi respectat, el poate fi ascultat, el poate fi crezut, el poate fi sperat și în consecință, de la el
vine mângâiere. Nu-i tot una să aibă cine să te mângâie într-un mod autentic într-o astfel de situație. Cine vă poate mângâia? În ce fel? Ce vă pot eu promite? Eu nu vă pot promite nimic în situația asta. Dacă aveți nevoie de 50 de dolari, imediat vi-i dădeam. Dar nu aveți ce să faceți acum cu 50 de dolari. Pentru că a plecat soția, a plecat mama, a plecat bunica. 52 de ani de căsătorie. O viață de om. Cât de bine se lipesc inimile la doi oameni, soț și soție, în 52 de ani de prietenie. Dormi împreună, mănânci împreună, vorbești împreună, plângi împreună, râzi împreună. Se fac un om, acești doi. Și moartea vine și spune, m-a trimis Dumnezeu, hai. Și fratele Sandu nu poate să zică nimic. Și nimeni nu poate să zică nimic. Pentru că cineva care nu-i ca noi, cineva care a proiectat universul și apoi l-a creat, cineva care guvernează în mod suveran, cineva care nu are nici început, nici sfârșit, cineva pe care îl cheamă Dumnezeu, face toate aceste lucruri. Și în mintea lui Dumnezeu toate sunt foarte bune. Unele dintre acestea produc suferință de moment, ca aceasta din viața familiilor Oros, dar într-o zi vor fi din nou împreună. Dar vă întreb, dacă n-ar fi mântuiți, ar mai fi împreună? Răspunsul biblic este categoric, nu. Revelația lui Dumnezeu produce credință, credința produce speranță, speranța oferă mângâiere. Mângâiați-vă cu aceste cuvinte. Suferința lângă Dumnezeu produce mângâiere. Dacă un copil are o suferință și e singur, n-are nicio speranță. Dar dacă este acolo mami, mai ales mami, dintr-o dată durerea devine mai mică și copilul se liniștește într-o oarecare măsură. Dar cum se liniștește? Pentru că speranța, el știe cine este mami. Până la vârsta aceea, mami i-a dovedit că trăiește pentru el. I-a dovedit că poate avea încredere în ea. O mamă îl convinge pe copilul ei că poate avea încredere în ea. Numai atâta să zică noaptea. Și mami a sărit în picioare, i-a încălzit sticla și îi dă să mănânce. Păi nu face soția așa cu mine, dar face cu fiul ei dacă are un bebelaș. Ei, tot la fel, avem speranță că Dumnezeul nostru în suferință este cu noi. Și atunci suferința devine suportabilă pentru că ea se îmbină cu mângâierea care vine din prezența Domnului. Nimic nu mai poate oferi mângâiere în situația aceasta decât prezența Domnului. Dar dacă n-ai experimentat-o până acum, nu o poți experimenta acum. Dumnezeu nu poate fi experimentat în mod comercial. Pentru că am nevoie de El. Oamenii cred că Dumnezeu așa este. Se mai și întreabă de ce suferă copiii din Africa. Bună întrebare. Asta este singura întrebare pe care o ai? Nu mai ai și altele. În loc să ne intereseze de noi, de casa noastră, de unde ne petrecem veșnicia, devenim foarte umaniști și ne interesează copiii din Africa. Oameni dragi, Scriptura spune că e bine să fim într-o astfel de atmosferă, pentru că într-o astfel de atmosferă moartea este foarte aproape de noi și ne face bine să fim într-o astfel de împrejurare, pentru că ne descopere vulnerabilitatea și limitele și fragilitatea. N-avem cu ce să ne lăudăm. Știți câtă distanță este până la sicriul acela? Un pas, o singură răsuflare. Lucru de care suntem cel mai siguri este că într-o zi vom fi acolo. Să nu vă supărați că vă vorbesc atât de direct, dar aceasta este treaba mea. Suntem pregătiți pentru lucrul acesta? Suntem pregătiți? Dacă nu suntem pregătiți, trebuie neapărat să devenim pregătiți. Hristos a murit ca să fim pregătiți. Închei spunându-vă că Mântuitorul Iisus Hristos a venit în trup
pentru ca să devină vizibil, El, eternul și invizibilul Dumnezeu, pentru ca să rezolve problemele existențiale ale oamenilor. El este soluția, marea soluție la problemele noastre, la marile probleme. El este soluția la păcat. Mântuindu-ne, iertându-ne, El este soluția la moarte, înviindu-ne. La moartea noastră, care e marea problemă, El vine cu marea soluție. Evanghelia ne spune, cum a înviat Hristos, veți învia și voi. Frate Alexandru, dumneavoastră știți asta mai bine decât mine, că sunteți mai în vârstă decât mine. Exact cum a înviat Iisus Hristos, așa va învia sora Florica. La fel de supranatural, la fel de imposibil, la fel de inexplicabil, cum a fost atunci o minune, va mai fi încă o minune și milioane de minuni. Credința în Dumnezeu vine din Evanghelie, speranța vine din credință, iar mângâierea vine din speranță. Mângâiați-vă cu aceste cuvinte și Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze. Amin.